Am dorit în cele ce urmează să demontăm mitul familiei perfecte pe care ținem morțiși să o afișăm. Uite, de unde vine dorința asta noastră de a poza mereu în oamenii care fac totul ca la carte și viața le pare desprinsă din povești. De ce punem presiune pe copii și avem așteptări nerealiste de la ei? Despre toate acestea și mai multe discutăm cu Sorin Lucaci, psiholog. Bine te-am găsit, Sorin! Și mulțumesc pentru invitație. Îmi place că de fiecare dată când vii aici îți dăm câte o provocare așa și astăzi provocarea este supremă, zic că demontăm un mit, cel al familiei perfecte, nu? Da. Pentru că dacă te uiți acolo pe Facebook, toți avem vieți desprinse din povești. Absolut. În primul rând aș vrea să spun că este o zi, o consider eu o zi specială. Este, într-adevăr. Pentru că sunt zienele sau drăgaica. Este ziua ei și uite, m-am uite îmbrăcat ce frumos și eu m-am întâlnit cu doamnele de la machiaj și erau în ie și zic, uite, iau, te-am venit și așa eu la fel. Este, da. O zi specială și o perioadă specială, aș putea spune eu, pentru că, iată, discutăm despre un subiect de actualitate și un subiect delicat. Cum să facem în așa fel încât să nu punem presiune, mai ales mă refer la presiunea școlară și la competitivitate pe copiii noștri, pe elevi, pentru că, iată, de curând s-au terminat examenele la română și la matematică, la evaluarea națională și uite să mă laud și eu, că am și eu un prâsle acasă, mă laud și eu un pic. A luat note bune? A luat 10 la matematică și 9,60 la română. Felicitări! Așa că are această posibilitate de a-și alege ce liceu prea e. I s-a deschis, uite, comedia așa de mare. Da. Și trebuie ca părinții să înțeleagă că și eu asta am făcut. Am pus presiune la fată, la Denisa. Așa, da. A fost ok, dar întotdeauna copiii sunt diferiți. Chiar și în familiile noastre, pe care le considerăm noi, așa cum ai spus tu, perfecte, copiii, frații sunt diferiți. Unul muncește mai mult pentru rezultate, unul este mai, nu știu, mai smart, mai inteligent, prinde se mai prinde repede, el. Să da. Zicem, da. Din clasă și probabil că n-are nevoie să tocească atât de mult cum făceam noi pe vremea noastră și atunci asimilează mai bine informațiile. Și părintele cumva trebuie să aibă încredere în copil. Trebuie să aibă încredere în copil și încercăm astăzi, în puțin timp, să demontăm mitul familiei perfecte. Așa cum spune dr. Șefali Țabari în această minunată carte, și nu o spun eu, a spus-o la Bookfest, la lansarea pe care am avut-o, Mihaela Sofrone, doctor în sociologie și poate că vom avea ocazia să o aducem în emisiune la tine. A spus că este cea mai importantă carte de parenting a anului, din perspectiva ei, după ce a citit această carte. Cartea familiei care merită mai mult, cum să descoperim împreună bucuria de a trăi în prezent, dr. Șefali Țabari, un specialist în parenting, un speaker internațional, aș spune așa că este un cercetător și un specialist pe val în domeniul parentingului, care în această carte încearcă să demonteze mai multe mituri ale așa zisei familii perfecte. Și ea spune că nu există familia perfectă, copilul perfect, părintele perfect, relația perfectă și că trebuie să încercăm să fim autentici în vulnerabilitatea noastră. Cu toții suntem vulnerabili, trebuie să ne exprimăm vulnerabilitatea, așa cum trebuie să ne exprimăm emoțiile, să nu le ținem ascunse. Chiar și părinții, pentru că am mai avut și alte materiale în ultima perioadă, chiar și părinții trebuie să-și exprime și să-și dea frâul liber emoțiilor, să nu le fie teamă, să nu și le exprime de teama copilor, sau pentru că ar putea fi judecați, pentru că copiii, cât îi vedem noi de mici, poate, și de vulnerabili și de neputincioși, ei ne înțeleg nouă foarte bine emoțiile. Și simt și atunci când suntem supărați sau când suntem triști sau când suntem nervoși, fără să ne exprimăm, să spunem foarte, foarte mult. Așadar, ceea ce spune dr. Șefali Țabari e un lucru foarte important. Centrarea de pe parentingul axat cumva pe copil, ceea ce am trăit noi în copilăria noastră, în ultimii, nu știu, 25, 30, 40 de ani, pe parentajul conștient, pe parentajul centrat pe părinte și pe copil. Să existe acest mix, echilibru între părinte și copil. Și ea vorbește despre faptul că, cum spuneam puțin mai devreme, un lucru important, faptul că nu trebuie să punem această presiune, faptul că trăim într-o societate, din păcate, extrem de competitivă și societatea așa ne-a învățat, ne-a inoculat
ca noi să transmitem mai departe generațiile, să transmitem mai departe copilul noștri, așa cum făceau și cu părinții noștri, cu noi, le transmitem aceleași tipare relaționale defectuoase, că trebuie să înveți, că trebuie să nu știu ce și așa mai departe. Ai o voce și acolo în creierași pe care interioară. O auzi. Da? Și acest trebuie, îmi vine să zic că acest trebuie să dispară. Nimic nu trebuie în viața asta, știi? Da. Trebuie este și un tic verbal pe care folosim că vrem, că nu vrem. Dar ideal ar fi, indicat ar fi să nu punem această presiune. E bine să. E bine să. Nu punem această presiune pe... Dacă noi ca părinți le insuflăm copiilor încredere, le insuflăm copiilor ideea că noi suntem doar ca părinți niște observatori, că nu suntem intruzivi în spațiul lor intim, că nu stăm să îi manipulăm. Ea vorbește mult și despre control, tendința părinților de a controla și de a ști tot despre copil, absolut tot, da. De a manipula, de a da. Mi-aduc aminte cum eram pe vremuri în copilărie, tot așa, în pragul examenului de treapta întâia, era așa, pe vremea, da, nu da, mai era evaluare da. Națională. Telefoane de la servici. Ai învățat? Te-ai pregătit? Te-ai ai făcut tema? Da. Asta vor părinții să dețină controlul. Și e bine să nu mergem pe ideea asta, pentru că atâta timp cât noi suntem autentici și copiii văd treaba asta la noi, atâta timp cât noi le insuflăm niște valori importante de viață și avem încredere în ei, lor le crește stima de sine. Da? Stima de sine este foarte importantă la un copil. Eu, de exemplu, și dau un exemplu personal. Exemplele personale sunt utile, zic eu. Normal. Eu, ocupându-mă cu mulți ani în urmă de tabere educaționale și culturale pentru copii, pentru elevi, am păstrat legătura cu o profesoară din Constanța, care a ajuns inspector. Așa, și... întâmplător i-a căzut lucrarea și m-a sunat și mi-a spus eu n-am știut ce vrea să-mi spună când zice legat de reușită. Uite, a reușit rar. Zic, nu știam, că nu făceam niciun fel de conexiune. Eram da. Seara după o emisiune la radio. Și îmi spune, e de bine. Și îmi spune, uite, a luat 10 la matematică. Când am transmis mesajul acesta acasă, bineînțeles că exista un pic de suspiciune, de reticență, bă, dar cum să avem încredere să înșel. Iar eu, nici el nu avea încredere. Măi, știu că nu am terminat ultimul exercițiu. Exercițiu, da. Bun, e important copilul să aibă încredere. Și când i-am spus că... Bă, femeia a spus, ai luat nota maximă, da? Ai luat 10. Am așteptat cu înfrigurare. Mamă, joi, când vor fi rezultatele puse și așa mai departe, afișate. Și eu simțeam că... Că e bine. Că e asta bine, este, da. Că e 10. Da. Ne-am uitat acolo, am băgat un cod, cum se face acum și așa mai departe, da, că n-ai voie să te uiți la ceilalți copii, cu TCRP-ul, cu regulile. Sunt doar niște inițiale, acum te uiți după școală. Absolut. Un da. Cod. Da, un cod, da. Mă, și am avut o reacție de zici că ar fi dat România gol la un meci de campionat de nu știu ce, da, sau chestii de genul ăsta. 10. Ți-am spus, eu am avut încredere în tine. Deci, sfatul, să spun așa. Important e să avem încredere în copii. Dar nu l-ai, adică n-ai stat acolo, nu i-ai suflat în ceafă, nu i-ai zis, nu. Trebuie să faci asta, trebuie să înveți, hai că mai ai puțin, hai că ai un hop și după aia te da, au fost și momente în care i-am spus, n-aș putea să fiu ipocrit, să mint. Au fost și momente în care i-am spus. Atunci când ai simțit probabil Da. Dar nu am stat, având permanent încredere acolo, în el, da. Am văzut că singur se organizează. De asta spun că sunt copii și copii. Singur se organizează. Dimineața se trezea foarte de dimineață, seara stătea, lucra și așa mai departe. Normal că vorbim și despre meditații și despre pregătire extra școlară, că toți aproape normal, nu ai cum care vor să facă asta. Puțină performanță, da. Toți copiii au nevoie de acest supliment venit din partea pregătirii extra curriculare. Și cam asta a fost. Da, deci, uite, apropo de ce spui tu, mi-aduc aminte că se spunea pe vremea noastră, era o vorbă așa și sigur ai auzit-o și tu, mamă, nu pentru mine înveți, pentru tine înveți. Oh, de câte ori, da, mamă, nu pentru mine înveți, să știi, pentru tine înveți. Sau alta interesantă. Nu învăța acum, copilul, da, și eu și el și toată, ca toți copiii, da. Știi? Nu învăța acum, că îngrași porcul în ajun. Da. Așa se făcea. Deci, revenind la Șefalița Bari și la Cartea Familiei, care merită mai mult, uite,
așa foarte, foarte pe scurt, apropo de mituri. Cuprins, așa spune. Parentajul trebuie să fie centrat pe copil, cum am spus mai devreme. Un copil de succes are cele mai bune rezultate. Sunt mituri. Deci nu neapărat un copil de succes va avea cele mai bune rezultate. Nu știu niciodată de unde vine surpriza unui copil care s-a pregătit bine și n-a fost numai de 9 și de 10 în școala gimnazială. Da. Există copii cu minți și copii răi, da? Apropo de comportamentul sfidător și cel defensiv. Părinții buni sunt înnăscuți. Nu. Înveți. Totul se învață. Tiparele noastre comportamentale și relaționale le învățăm și e bine să le învățăm noi ca părinți și să le transmitem mai departe copiilor. Un părinte bun este iubitor. Parentajul înseamnă a crește un copil fericit. Părinții trebuie să dețină controlul, înțelegerea limitelor, controlul nostru. Vezi, iarăși, lucruri pe care le-am spus mai devreme și care sunt foarte importante. Eu, ca părinte, sunt observator. Ce mesaj îi transmit eu copilului? Eu sunt aici pentru tine. Ori de câte ori vei avea nevoie de ajutorul, de sfatul, de sprijinul meu, eu sunt aici pentru tine. Nu vin călare peste tine să te sufoc, da? Dar nu sunt nici un părinte non-implicat. Bă, chiar nu mă interesează, fă ce te taie cap. Nu, eu sunt observator și datoria mea de părinte este să te ajut și să-ți fiu aproape, să-ți fiu sprijin. Și atunci se creează o conexiune, nu doar fizică, o conexiune emoțională între părinte și copil. Copilul va ști că părintele are încredere în el, are aceste valori pe care le-a insuflat părintele. De cele mai multe ori este bine ca copilul să meargă pe modelul parental, da? Până la vârsta de 6, 7, 8 ani, copiii fac ceea ce văd la noi. Nici de cum ceea ce le spune. Ce să-i explici unui copil de 2-3 ani? Fii mamă cu minte, că mă faci de rușine, că nu știu ce. N-o să copilul ăla nu o să înțeleagă. Da. Și atunci eu, dacă vin cu un model parental sănătos, funcțional, cu valori, da? Și cu principii, copilul va învăța. Lectura, că tot vorbim despre carte și despre Șefalița Bari. Lectura. Eu ca părinte, dacă am obiceiul să citesc, seara, de a nu sta pe tabletă, pe telefon, pe televizor, laptop și așa mai departe, și de a citi, nu mult, jumătate de oră, nici măcar în fiecare seară, jumătate de oră odată înainte de culcare, odată la 2 zile sau la 3 zile, da? Copilul o să vadă când e mic. Eu îi citesc copilului, să spunem, îi citesc povești înainte de culcare. Va îndrăgi poveștile, va îndrăgi miturile, va îndrăgi tot ce înseamnă zona asta de bază, da? Și mai departe o să deprindă și lectura va deveni un fel de, aș spune, mod sau de stil de viață. Uite, vreau să te întreb apropo de competiția asta, pentru că tot sistemul nostru educațional este bazat pe asta și pe competiție și pe concurență și pe comparație, da? La ce consecințe putem să ajungem dacă, uite, tot stăm, așa cum spui tu, călare pe copiii noștri și îi sufocăm și îi spunem, mamă, trebuie să-i numai 10, trebuie să înveți, trebuie să faci nu știu câte activități și așa mai departe. Adică, cum se va simți copilul ăla mai departe? E posibil, spun doar, ca în pragul unui astfel de examen să clacheze. Sunt copii, cum spuneam, sunt surprize, sunt copii care s-au pregătit, da, pentru examen, nefiind ei de 9, numai de 10 în școală, și alții care sunt, să zicem, numai de 10, din cauza surmenajului, din cauza oboselii cronice, și vorbim și de oboseala creierului, da, de oboseală psihică, ajung să clacheze în fața unui astfel de examen. De ce? Pentru că de-a lungul unui an școlar, acel copil pe lângă școală a desfășurat la dorința părinților, pentru că părinții îi consideră pe copii, din păcate, un fel de extensii ale, da, propriilor nevoi și dorințe din propria copilărie. Da. Sau neîmplinirii unor nevoi. Neîmplinirile, exact, da. Nevoilor. Ajung, practic, să pună atât de multă presiune pe ei, o duc la balet, o duc la pian, îl duc la basket, da, îl duc la judo, îl duc la fotbal. La sau teatru, nu mai știu. La... Na. Multe. Și din zona artei, zona culturii, dar și din zona, să spunem, sportului. Și copilul nu poate, n-ai cum, că îți pierzi copilăria, n-ai cum să fii de 10. Deci copii care nu au timp efectiv să mai stea, să se joace sau să mai absolut citească o carte sau să iasă afară. Adică... Ori joaca, da, activitățile ludice, prin intermediul lor copilul trebuie să-și dezvolte, de la primii ani de viață, trebuie să-și dezvolte
imaginația și creativitatea. El este un descoperitor, un căutător. El descoperă. Copilul în fiecare zi se bucură de câte ceva. El descoperă ceva. Ceva ce noi ca adulți, să spunem, știm, dar se pare banal, dar el descoperă. Și copilul trebuie lăsat să descopere și să-și dezvolte această imaginație și creativitate. Dacă eu îl încarc cu foarte multe sarcini, se va întâmpla ceea ce se va întâmpla. Da, uite, să te întreb așa, ce se întâmplă dacă avem în familie un model părinte perfecționist, de exemplu? Poate mama e perfecționistă. Mama trebuie să-și rezolve problema. Transmite asta și copilului? E posibil să transmită. Imaginează-ți că aici vorbim despre o mamă care probabil a avut la rândul ei, ori mama, ori tata a fost perfecționist și a avut această dependență de perfecțiune, pe care a transmis-o copilului. Sau mama s-a considerat în copilărie insuficient de bună pentru că părinții i-au spus nu ești suficient, nu-mi vezi bine, uite, Gianina ia note mari și tu vii cu note mici și așa mai departe. Și copilul va încerca cumva prin notele pe care le aduce să primească recompensă și iarăși, și aici vorbește doctor Cefali Țabari, și Alice Miller vorbește despre pedepse și recompense. Ele sunt utile doar în anumite circumstanțe și foarte rar. Nu trebuie să devină recompensa și pedepsa un stil de viață sau al de copilului. Parenting, da, de parenting, da. Adică ce fac? În momentul în care vine cu o notă proastă sau cu o notă pe care eu nu mă așteptam să o ia, vreau eu să ia mai mult și el ia mai puțin la un examen, ce face copilul într-o astfel de situație? Știe că mama a pus presiune pe mine să fac treaba asta. Eu voi face chestia asta ca să nu pierd cumva iubirea părintelui. Pentru că eu sunt încă mic și am nevoie de iubirea și de afecțiunea părintelui. Și ca să nu o pierd, voi face tot posibilul să presupunem să vin cu note mari. Este un soi de iubire condiționată. Văzând că părinții m-au etichetat, m-au apostrofat, m-au judecat, m-au comparat, comparațiile iarăși, da? Eu voi ajunge, inconștient, să dezvolt același tipar relațional cu copilul meu. Și mă surprind pe mine ca părinte, fără să-mi dau seama, pentru că nu-mi doresc lucrul ăsta, că noi ca părinți vom spune niciodată, să fac cu mama sau tata, eu o să le duc altfel și așa mai departe. Dar te surprinzi țipând la copil, cine țipă, apropo de copilul interior? Țipă fetița din mămica respectivă, țipă băiețelul cu nevoile neîmplinite din tăticul respectiv. Și la fel, presiune punem pentru că a fost exercitată în copilărie asupra noastră această presiune a competiției școlare și nu numai școlare. Și atunci eu trebuie să fiu într-un anumit fel, pentru că așa vor părinții. Oricum spunea Mihaela, foarte frumos, Mihaela Sofrone, universul prin copil ne-a dat un dar. Copilul este un dar, da? A venit și ne-a lăsat coletul la ușă, ca o glumă. Da. Dar coletul respectiv nu este returnabil. Asta este, nu-mi convine. Îl ții? Deci, și trebuie să le duci frumos. Nu. Așa că, iată, toate miturile acestea ar trebui într-adevăr demontate, pentru că și familiile care în aparență, prin ceea ce postează pe rețelele de socializare, familii fericite, suntem, mamă... Da, și ce ne iubim și ce înțelegători suntem. Nu, nicio familie nu curge lapte și miere. Adică sunt și zile mai bune, sunt și zile mai proaste, sunt zile când nu ne putem noi ca părinți controla propriile noastre și gestiona propriile noastre emoții. Din vari motive. O discuție, o ceartă la serviciu, un prieten, cearta dintre părinți, soți. Face și noi tantrumuri. Și atunci ce fac? Eu transfer, copilul poate nu are nicio vină, dar eu țip la copil sau mă enervez pe el. Și nu este ok. Sorin, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Eu vă mulțumesc. O plăcere, ca de fiecare dată. Și să mai fii pe la noi, te așteptăm cu drag. Cu siguranță, mă mai gândesc la subiect. Găsim cu siguranță. Mulțumim tare mult.